álgebra. Descompuneți. Așa. Arătați că. La 7. 7 de la 79. 7 de la 79. Arătați că x pătrat plus 2x plus 1 întotdeauna este mai mare egal ca 0. Mai mare egal decât 0, oricare ar fi. Reală. Subscriem pe ăla ca fiind x plus radical din 2. Poftim. X plus 1 totul la a doua. X plus 1 totul la a doua, e bine deodată. Deci, așa stă șmecherii, x pătrat plus x plus 1 egal cu x plus 1 totul la pătrat, care e mai mare egal decât 0. Orice număr la puterea a doua, fie că e negativ, fie că e pozitiv, e mai mare egal decât 0. Când este 0? Când x plus 1 egal cu 0. Adică x egal cu minus 1. Deci, x plus 1 la pătrat egal cu 0, dacă și numai dacă x plus 1 egal cu 0. 1 egal cu 0, adică x egal cu minus 1. Vreau să vedeți dacă e adevărată chestia asta. Arătați că x pătrat plus x plus 1 e totdeauna mai mare, strict decât 0. X pătrat plus x plus 1 totdeauna e strict mai mare ca 0. Adunăm un 2 și scădem un 2. Un 2? X. Să adunăm un 2x. Păi da, dacă 2 cu x nu. Deci faci mișcări de acolo, exact. Acolo, în interior, dar nu să aduci necunoscuta. Că stricăm jocul. Păi ar trebui x plus 1 la 2, adică x la 2 plus 2x plus 1, un 2, 2x ăla. Trebuie 2, de 2 ori prima parte. Adunăm un x. Păi nu, dacă adun x ori 3, facem cu 1 pe 2, 2 ori x ori 1 pe 2. Așa, mă. Deci, zicem x pătrat, echivalent cu x pătrat, plus de 2 ori că ai tu nevoie, ori x, ori 1 pe 2, că așa se simplifică 2 pe 2. Da. Da? Și plus acum, plus 1 pe 4, că e 1 pe 2 la a doua, hai să vadă toată lumea. Că ți-a apărut, asta e prima parte, asta e a doua parte. A doua parte și a doua parte la pătrat. Trebuie a doua parte la pătrat. Și minus 1 pe 4, o scădeam, 1 pe 2 totul la pătrat. Am adunat și a scăzut, da, 1 pe 2 la pătrat, plus 1. Egal cu, egal cu lucrăm. Egal cu x pătrat. Dar aici toți trei fac cât, Adi? X plus 1 la x plus 2. X plus 1 pe 2, tocmai. X plus 1 pe 2, totul la a doua. Și plus 1, minus 1, plus 1, minus 1 pe 4. Corect. 1 ăsta, minus 1 pe 4, că ăștia e un strâns. Egal mai departe cu x plus 1 pe 2, totul la a doua. Și plus, adună aceeași numitor, 4 minus plus 3 pe 4. Plus 3 pe 4. Dacă vă spuneam așa, să se arate că minimul expresiei e de x egal cu x pătrat plus x plus 1 este egal cu 3 pe 4. Adică x pătrat plus 2x ori 1 pe 2. Deci să se arate că minimul, cea mai mică valoare pe care o poate primi, 3 pe 4. 3 pe 4. Păi așa ajungeam la asta. Cu x plus 1 pe 2 tot la pătrat plus 3 pe 4. Așa. O aduceam la forma la care am adus-o, egal cu 3 pe 4. Și atunci era egal cu minus 3 pe 4 și era 0. Când, no. Cum? Și fiindcă x plus 1 pe 2 la pătrat e totdeauna mai mare ca 0. Da. Deci cum x plus 1 pe 2 totul la pătrat e mai mare egal ca 0. Adunăm în ambii membri un 3 pe 4 și echivalent cu a spune că x plus 1 pe 2 totul la pătrat plus 3 pe 4 e mai mare egal decât 3 pe 4. Adică asta este expresia L de X. Da? Da. Deci rezultă că L de X am arătat că e totdeauna mai mare egal decât 3 pe 4. Totdeauna e mai mare decât 3 pe 4. Adică 3 pe 4 este valoarea minimă pe care o poate atinge. Da? Da. Că ea e totdeauna mai mare decât 3 pe 4. Când o atinge? Când este cea mai mică o atinge pe 3 pe 4? Când e egal cu 0. Când x plus 1 pe 2 e egal cu 0. Da. Deci se atinge minimul, devine 3 pe 4 pentru x egal cu minus 1 pe 2. Deci ea devine minimă, valoarea asta, doar când atunci x-ul egal cu minus 1 pe 2. Este o chestie, o șmecherie foarte tare, foarte multe ieșiți folosite asta, ca tehnică de lucru. Că în urma înlocuirii lui x aici, obțin diverse numere. Da. Și aici am obținut plus 3 pe 4. Și se obține cea mai mică valoare 3 pe 4, doar când x-ul e minus 1 pe 2. În rest, orice x ați da valoare, orice x ați da, în expresia asta, orice x ați înlocui. Nu, numai când e minus 1 pe 2. E atâta. Da. În rest e mai mare. Corect. Uitați, e de 0. Deci pentru x egal cu 0, obținem e de 0. E de 0 egal cu 0 plus 0 plus 1 egal cu 1 care e mai mare strict decât 3 pe 4. 1 e mai mare decât 3 pe 4. Și orice altă valoare dați, totdeauna e mai mare decât 3 pe 4. Deci cea mai mică valoare a expresiei este acest număr 3 pe 4 care se obține pentru x egal cu minus 1 pe 2. Da. Da? Bine. Bine. Mergem mai departe. Mergem mai departe. B. O să mai fac chestiuni de steforicele de acestea care ascund subtilități ce trebuie bine băgate în cutiuța voastră, da? În cutiuța voastră, că nu se știe când vă puteți lovi. Iată, tot veni vorba de asta. Vă dau expresia următoare. E de x egal cu x pătrat minus x plus 3. Să se afle maximul expresiei acestea. Nu, minimul expresiei acestea. Deci min de e de x cu cine este egal. Minimul cu cine este egal. Și pentru cine se realizează. Da? Și care este x-ul pentru care se realizează minimul ăsta. Deci e vorba de x pătrat minus x plus 3. Păi x pătrat minus 2x ori 1 pe 2. Deci pornim la fel. Deci e de x vom spune că este egal cu... Dar lucrați și voi, mă. Uitați că este interesant. Probabil că e tot de teme și vă gândiți să scrieți acolo. Da, dar nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic că aveți niște lucruri în plus acolo. Nu o să fie nicio tragedie. Vă promit eu că profesorul nu se ia de voi. Da? Deci e de x egal cu x pătrat minus x plus 3. Minimul cu cine este egal și pentru ce x atinge. Și abia am zis, e de x egal cu x pătrat minus 2 x ori 1 pe 2 plus 1 pe 2, adică vorbește 1 pe 2 la pătrat, da? Minus 1 pe 2 la pătrat plus 3 și egal mai departe cu... Egal cu x plus... Noi plus, că e minus. X minus... X minus ce? X minus 1 pe 2 la pătrat. 1 pe 2 totul la pătrat plus 3 minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Egal cu x minus 1 pe 2. X minus 1 pe 2 totul la a doua. Plus... 3, 12... 11 pe 4. Plus 11 pe 4. Ce poți constata? Că indiferent dacă x e pozitiv sau negativ... Nu, indiferent ce x vei da, expresia respectivă. Expresia respectivă va fi mai mare egală decât 0. Nu decât 0. Decât 11 pe 4. 11 pe 4? Și când este chiar 11 pe 4? Când x minus 1 pe 2... Egal 0. Egal 0. Adică x egal cu 1 pe 2. Adică asta este cea mai mică valoare. În rest, de acum va fi mai multe decât 11 pe 4. Deci minim, min de e de x, așa scrie, minim de e de x, egal cu 11 pe 4, așa, se realizează, adică minimul ăsta se realizează pentru x egal cu, cât cu 11, x egal cu 1 pe 2. Minimul ăsta se realizează pentru x egal cu 1 pe 2. Vă dau încă o expresie și pe urmă vă las. Trecem la teorie. E de x egal cu minus x pătrat plus 7x. E de x egal cu? Minus x pătrat plus 7x. Da. Minus 5. Păi pe 7x. Să se găsească maximul acestei expresii și că, care este x-ul pentru care se face maxim. Deci, expresia asta atinge o valoare cea mai mare, da, maximă, și pentru cine se realizează? La factor comun pe minus. Da, deci egal mai departe cu minus pe lângă, ai zis bine, x pătrat minus... Minus 7x. Plus 5. 5, corect. Era. Scriem 7. 4 plus 3. Nu rupe acolo, că strici numele la crescent. Și trebuie să faci 2, rost de 2. 2 ori x oricât se dea așa. Oricât se dea 2 ori x, ai nevoie de 2x, ești nebunită după 2x ăsta. 2 ori x ori... 7 pe 2. Ori 7 pe 2. Așa. Ca să rămână 7-le. Da. Și cu 25 ce facem? 2 de sus cu 2 de jos. Se simplifică. Da. Da. Tocmai, ăsta e motivul pentru care zici 7 pe 2. Ca să rămână 7. Deci vom spune egal Miruna cu 5. Felul vorbește tu, minus pe lângă. Minus x la 2-a, minus 2x ori 7 pe 2. Ori 7 pe 2 plus 7 pe 2 la pătrat, de acum le-ai obținut. Plus 49 supra 4. Ei, nu, plus 7 pe 2 la pătrat. Puteți mai vedem ce urmează. Minus acum. Ai adunat și ai scăzut ca să fie scris așa clar pentru toată. Minus 7 pe 2 la pătrat plus 5 parcă era, nu? Asta se află într-o paranteză dreaptă. Și egal acum Miruna, minus pe lângă. Minus pe lângă. X pătrat. Paranteză dreaptă. X pătrat. În paranteză rotundă o să zicem. X minus 7 pe 2. X minus 7 pe 2 la pătrat. La pătrat. Plus 5. 7 pe 2 la 2. Adică 49, aici putem lucra, 49 pe... Plus 5 minus 49 pe 4. Pe 4. Și egal mai departe cu... Minus pe lângă x minus 7 la 2. Minus pe lângă x minus 7... Cât? 7 pe 2, da? 7 pe 2 totul la 2. Și calculul facem? 5 pe 20. Minus... Minus 29. Minus 29, da? Da. Minus 29 pe 4. Schidem paranteză, egal minusul din fața atacă pe toți termenii. Adică e minus... Minus pe lângă x, minus 7 pe 2, adică așa rămâne. Da, minus 7 pe 2, totul la 2. Minus pe lângă x, minus 7 pe 2. Minusul ăla nu poate să intri în interior, e la pătrat. Da. Plus 29 pe 4. 29 pe 4. Și egal mai departe, iată, vă rog să urmăriți. Cea mai mare valoare, 29 pe 4. Nu e cea mai mare valoare, că nu se scade. Deci pot să scriu așa, egal cu 29 pe 4. Scriu invers, 29 pe 4 minus x minus 7 pe 2, totul la pătrat. Deci, iată că l-am aranjat pe e de x sub forma asta. E de x egal cu 29 pe 4 minus x minus 7 pe 2, totul la pătrat. Cât de clar este? E de x totdeauna mai mare decât asta. În rest, se scade din 29 pe 4. Se scade asta. Deci maxim din max de e de x, cea mai mare valoare pe care o poate primi expresia asta este 29 pe 4. Și se realizează când x e 7 pe 2. Da? Da. Pentru x egal cu 7 pe 2, corect. X egal cu 7 pe 2. Am făcut această paranteză pentru că, repet, este foarte des folosită tehnica asta de lucru pentru maximul și minimul expresiei. E păcat să nu știm asta, câtă vreme totul se bazează pe binomul la pătrat. Și acum eu am exersat în ideea de a organiza binomul chiar și atunci când nu se vede. Da? Și cu ocazia asta mi-a rămas un număr acolo. Și acea poate să fie minimul. Corect. Când n-are asta minus în față. Sau poate să fie maxim când e vorba de număr minus e binomul. Corect. Da? Cele două lucruri trebuie știute foarte, înțelese foarte bine și atunci aveți șanse ca în fața unui astfel de exercițiu să nu aveți emoții. Să întâmplă să fie o expresie în X și Y. Cu două binoame, fiecare face o treabă pentru și suma lor și eu... Dar trebuie să ajungă și la dintre asta. Bănesc că da. Bănesc că da. Poate am anticipat eu un pic mai în fața exercițiului. Dar hai să ne întoarcem acum că am plecat cu x pătrate. Ați văzut, e banalitatea acum. Te rog... Suntem la B, da? Ajută-mi? Da. 7B, da? A, au fost ăla? Da, și acum e de x pătrat minus 10x mai mare egal decât minus 25. Deci să arătăm că x pătrat minus 10x mai mare egal decât minus 25. Ce părere ai? De cum faci? Păi... Dus pe minus 25 în partea stângă. Așa? Deci tu trebuie să arăți că totdeauna x pătrat minus 10x mai mare egal decât minus 25. Minus 25. Și ce faci? Cu minus 25 ăsta... Duc în partea stângă. Da. Și o să fie x pătrat minus 10x plus 25 mai mare egal decât 0. Lucru evident pentru că ce ai acolo? Am 10, 25, 10 putem să scriem ca fiind x minus 5 la 2. X minus 5 totul la pătrat. Da. Deci echivalent cu a zice că x minus 5 totul la pătrat e mai mare egal decât 0. Da? Echivalent cu x minus 5 totul la pătrat mai mare egal decât 0. Și când se întâmplă asta? Când x minus 5 totul la pătrat întotdeauna este mai mare decât 0. Din ce motiv? Pentru că orice x am pune e la pătrat și pozitiv. Fie că dă negativ sau pozitiv calculul din paranteză, la pătrat poate face număr pozitiv. Și când e 0? Și 0 când e x minus 5 egal cu 0. Când x egal cu 5. Când x egal cu 5. Adică dacă pun loc de 5x5, 5 minus 5 face 0. Deci se atinge 0, devine 0 doar atunci când x egal cu 5. Restul e strict pozitiv. Și nu trebuie să scriem asta? Scriem. Nu scriem nimic. Da? Oricare ar fi x real. Da? Dacă spunea strict mai mare, dacă inegalitatea era așa, x minus 5 strict mai mare decât 0, atunci spuneam adevărat pentru x diferit de 5. Deci adevărată pentru orice x în afară de 5. Inegalitatea era strictă. X pătrat plus c. Da? Nu, n-au zis că și ce. X pătrat plus 3 Asta a fost B-ul. Da. Ce? X pătrat plus 3 mai mare e egal decât minus 2 radical din 3x. Mai mare e egal decât minus 2 radical din 3x. Îl ducem pe minus 2 radical din 3x în partea stângă și o să obținem x pătrat plus 2 radical din 3 radical din 3x plus 3 și mai mare egal decât 0, echivalent. Echivalent, cum am spune că x plus radical din 3a, adică se vede la mijloc. Păi ce să mai stai, ai 2, exact. Ai partea a doua, se vede, exact. 3 radical din 3 la pătrat, da. Ai tot ce trebuie. Deci aici nu mai faci simplu, din x plus radical din 3 la pătrat, mai mare egal decât 0. Adevărat. Da, e adevărat, indiferent ce x pui acum, acolo, ca și egal. Eu, 2x pătrat 2x pătrat mai mare decât 6x minus 9. Echivalent, adică? Îl trecem pe 6x minus 9 în partea cealaltă. 9 există, da? Da. Echivalent, poate zice 2x pătrat. 2x pătrat minus 6x. Minus 6x plus 9. Așa? Mai mare egal decât 0. Mai mare, da. Mai mare. Mai strict, da? Da, da. Echivalent cu? Echivalent cu x pătrat plus 2. De unde să-l dăm pe 2? Dacă scriam că radical din 2 ori x minus 3 la 2 nu mergea, că nu merge în mijloc. Da. Deci să scriem că x la 2 plus x la 2 minus 6x plus 9. Corect. Deci x la 2 în loc de 2x pătrat, 1x pătrat și 1x pătrat. Corect. Deci egal mai departe cu x pătrat plus x pătrat minus 6x plus 9, care e egal mai departe cu x pătrat, x minus 3. Ai strict mai mare, ca să zic echivalentul, x minus 3 la 2. Echivalent, Miruna, da. Cu x pătrat plus x minus 3, totul la pătrat, strict mai mare ca 0. Da. Și egal cu x minus... A, bun. Și este mai mare ca 0. Da. Este strict tot timpul? Da. Dar de ce până acum era și cu egal și aici nu? Păi mai este o adunare în fața parantezei. Așa. Deci dacă luăm pe x egal cu 3, face 9. Corect. 9 aici vine. Da. 9 plus 0. 9 plus 0, corect. Deci dacă ăsta e 0, nu e și celălalt 0. Corect. Numai când se întâmplă ca amândoi să fie 0, atunci devine 0. Deci autorul, neexistând posibilitatea asta ca simultan și primul factor și cel de-al doilea să fie 0, o mers pe chestia asta. Da. Dar dacă vă dau eu așa, x pătrat minus 2x plus 1 plus x pătrat minus 5x plus 6, x pătrat minus 4x plus 3. X pătrat minus 4x plus 3. Totul la pătrat. Mai mare egal decât 0. La prima x minus 1 totul la pătrat. Da. Deci echivalent cu a spune că x minus 1 totul la pătrat plus desaci în paranteză. Să ne luăm deoparte de x pătrat minus 4x plus 3 un pic, să vedem cum. Că e la pătrat? E o idee. Că e la pătrat. Deci, fiind la pătrat, deci x pătrat minus 4x plus 3 totul la pătrat egal cu a plus b, cum ar fi pe lângă minus b. Nu e diferență. Nu e diferență între ele. E ceva la a doua plus altceva la a doua. Exact. Și două numere pozitive, dar de ce arăți și egal cu 0? Azi mai mare egal cu 0. Înseamnă că există pericolul ca să fie și egal. Expresia să fie și egală cu 0. Am încercat să vedem care e x-ul pentru care se întâmplă asta. 1 și unul ar trebui să fie asigurat și pentru a doua. Și pentru a doua. Ca să fie simultan, Miruna. Unul la pătrat minus... Ai văzut dacă e una, cum au fost 3 și nu știu cealaltă? Unul la pătrat minus 4 ori 1 minus 4. 4 și cu 3. Minus 3 plus 3. Fac 0. Așa. Deci am asigurat pe 1, care să facă și pe asta 0. Deci pentru x egal cu 1? Deci pentru x egal cu 1, expresia e de x, asta egal cu 0. De aceea am zis mai mare sau egal cu 0. E că am avut același x comun care asigura și prima paranteză și cea de-a doua. Da? Mergem mai departe. Exercițiu 8 de la pagina 79. 8 de la 79. Arătați că a. X pătrat minus 10x plus 26. Da. X pătrat minus 10x plus 26 mai mare egal ca 1. Îl ducem până în partea cealaltă ca să fie 25. Eu zic să scădem 1, da, exact. În aceeași chestie. Da. Echivalent va spune x minus 5 adi, totul la pătrat, mai mare egal decât 0. Adevărat. Adevărat, oricare fix. De ce ai spus Miruna că nu înțelegi când vă duci la școală chestii? Dar nu era exercițiu din asta. Nu era un din asta? X pătrat plus 4x plus 6. X pătrat plus 4x plus 6 mai mare egal ca 2. Echivalent. Îl ducem pe 2 în partea cealaltă. Și ar fi x plus... plus 4x plus 4, zi Miruna. X la 2 plus 4x plus 4 plus 4. Nu, plus 4 atât de la. Plus 4 mai mare decât... Adică stai puțin, să văd ce-i în capul. De la 6. 6 minus 2, 4. Eu o scăzut și... Tu vrei să faci pătratul perfect, să aduni și scazi, nu? Dar pierdem timpul. Foarte timpul corectă. Cum am vorbit 2 în partea cealaltă și nu? Da, mai mare egal decât 0. Mai mare egal decât 0, adică x plus 2. Totul la a doua. Totul la a doua mai mare. Atât nu mai ai plus 4, nu mai ai nimic, mamă. Da, am văzut și eu. Hai să vedem. Hai să vedem pe ce dacă ai văzut. X pătrat minus 10x plus 22. 10x plus 22 mai mare egal decât minus 3. Echivalent. X minus 10x plus 3. Da, deci vine x pătrat. Da, x pătrat minus 10x plus 25 mai mare egal decât 0. Adică? Și x minus 5, totul la a doua, mai mare egal decât 0. Adevărat. Adevărat. X pătrat cu 12x plus 32. Plus 12x. Plus 32, mai mare egal decât minus 4. X la 2 plus 12x plus 36, mai mare egal decât 0. X la 2 plus 12x plus 36, mai mare egal decât 0. Deci echivalent cu x plus 6 la 2, mai mare egal decât 0. Da. Adi? F. 9x la a doua. 9x pătrat plus 12x mai mare egal decât minus 4. Oh, ușor, trecem pe minus 4 în partea cealaltă, o să fie 9x pătrat plus 15. Plus 12. Plus 12x. 16. Nu, bă, 12x mai ade. Da, plus 12x. Plus 4. Plus 4. Mai mare egal decât 0. 3x. 3x plus 2. Așa. 3x plus 2 totul la pătrat, aduți. 3x plus 2 totul la pătrat, spune complet. Mai mare egal decât 0. Și adevărat că mergi în mijlocul de 2 ori 2 ori 3, 6 ori 2, 12. Bine, da? Și ultima, x pătrat minus x plus 1. X pătrat minus x plus 1. Mai mare egal decât 3 pe 4. Da. Echivalent. Îl duce pe 3 pe 4 în partea cealaltă, da. Trebuie să fie x pătrat minus x plus 1 minus 3 plus 4, da. Adică x mai mare egal decât 0, mai mare egal decât 0, x pătrat minus x plus 1 pe 4. Da, 1 pe 4. Adică x minus 1 pe 2 totul la 2. X minus 1 pe 2 totul la 2. Mai mare egal decât 0. Mai mare egal decât 0. Corect. Acum, la exercițiul 9, care nu l-au ca temă, e stabiliți valorile minime pentru următoarele expresii. Deci, m-am dus. V-ați dus bine. Mă gândeam, nu trebuie, poate să nu fac, să pun acolo. Să facem, să lucrăm câteva. Sigur că da. Sigur. Evident. Deci câtă vreme am șate subiectul ăsta, merge să facem asta. Aici, la exercițiul ăsta... La ultimul? Da. Da, ce-i cu el? Avem x la 2 minus 2i. Dar de unde minus 2i? Că avem minus x. Da, și cum... Minus x plus 1 pe 4, că l-am trecut pe 3 pe 4 în partea cealaltă. La ultimile două am adus același numitor. Da. Și să avem x la 2... X la 2 minus x plus 1 pe 4. Da. Și x minus 1 pe 2 totul la 2. Că nu mai așa face nici locul x. De două ori prima parte multiplicat la 2, cu 1 pe 2 acolo. Îți faci serviciu. N-am făcut chiar, n-am făcut pe asta. Când l-am dat x pătrat minus x plus 1, nu știți? Bine că am adunat. Am construit pătratul pe 3 și am rămas 3 pe 4. Exact. Ați obțin x în mică, trebuie cu 1 pe 2 neapărat, știi? Ca să scăp de 2-ul ăla. Deci avem așa, stabiliți valorile minime. Valorile minime ale expresiilor. Găsiți valorile minime, da? Da. La x pătrat plus 12x plus 40, asta e expresia. E de x egal. Deci da, e de x, expresia e de x egal. X pătrat plus 12x plus 40. Min de x de... Păi și noi ne bag jos acum. Min de... Da? Da, min de x egal cu... Egal cu cine? Și care este x-ul? Cine este x-ul care realizează minim? Care este valoarea minimă a expresiei? Și care este x-ul care realizează acest minim? Da? Care conduce la acest minim? Da? Care este x-ul pentru care se realizează minimul ăsta? Încercăm să găsim un binom acolo, nu? Sigur că da, asta este tehnica. Da, cred că punem 12x să facem ca 10. E de x egal cu x pătrat plus... x pătrat plus 12x să scriem ca 10x plus 2x. Nu. Dacă strici acolo, strici binomul. Da. Cauți de două ori. Și ai încorporat în 12 2. 2 ori 6. Și zicem 2 ori 6. Și ori x. 2x, da. 2 ori x ori 6 și atunci ți este telefonată partea binomul, a doua. Adică da. Plus 36, ca să faci binomul. Plus 36 și plus 4. Ai înțeles una? Da. Cine e? Cine-i? Hai că o să vină încoace, că e treabă frumoasă. Te așteaptă, domn profesor. Și când mai are ceva pe Facebook și mine. Da? Așa, mă uitam acolo, Daria. Deci, ai înțeles, Mirunica? Aici, Davide o scris. Davide? El l-am văzut, mă zgândit, eu știu. Posibil să fie chiar amândoi. Sigur. Evident. Și facem binomul. X plus 6, totul la pătrat. Adică, uite-te la tablă. La pătrat. Da. Și plus 4. Că nu, acum trebuie să găsim minimul, mama. Da? X plus 6, totul la pătrat. Plus 4. Da. Și care e minimă? Cea mai mică valoare care o prinde expresia? 4. 4. 4. Ăla. Ce rămâne acolo? Plus 4. Și se realizează pentru asta 0. Adică x egal cu minus 6. Deci minim. Deci rezultă că min de x egal cu 4. Pentru că în rest mai adaugă minuna. Corect. Când îi locuiești pe x cu altceva, ceva la pătrat e pozitiv și la 4 îți mai pune ceva. Corect. Nu se pune nimic când x egal cu 6, da? Cu minus 6, pardon. Așa? Și minimul de expresie egal cu 4 pentru x egal cu minus 6. Pentru x egal cu minus 6. Mai facem una, da? Sigur. Da. B. E de x egal cu x pătrat minus 16x plus 70. Da. X pătrat. Deci egal mai departe. Umblăm la 16, ca să zicem 2 ori. 2 ori 9. 2 ori 8. 8 la a doua. X la a doua minus 2x ori 8 plus 8 la 2, 64. Plus 64 plus 6. Până la 70 plus 6. Da. Și egal cu x... Minim. Așa scrie. Nu, nu, e egal. Schimbă. Ah, scriem. X minus 8 la 2 plus 6. X minus 8 la 2 plus 6. Și minimul e 6. Minim de x. Da, așa faceți. Așa scrie. Minim de x egal cu 6. Pentru... X egal cu 8. Corect. X egal cu 8. Așa ca să fie clar, da? Da. La redactare. X pătrat e de x egal cu x pătrat plus 2 radical din 2x plus 4. 2 radical din 2x plus 4. 4 egal cu... X plus radical din 2x tot la 2. Păi avem x la 2x plus radical din 2 la 2. X pătrat, ai dreptate, plus 2x ori radical din 2, da? Da, plus 2 la 2. Plus radical din 2 la, nu că îți trebuie partea a doua. A, plus radical din 2 la 2. Plus radical din 2 la 2 și plus, cât faci radical din 2 la 2? Plus 2. Plus 2, sigur că da. Și egal mai departe cu x plus radical din 2 acum. La 2 plus radical din 2. Da. Și minim de x egal cu 2 pentru x egal cu minus radical din 2. Corect. Minim de x este numărul care este aici, da? Este radical din 2 și se realizează pentru x egal cu minus radical din 2. Da. Pentru x plus radical din 2 0, x egal cu minus radical din 2. Aș vrea să mai facem și una cu minus, domn profesor, în față. Te rog, și aceea, gata. Deci minus 4 minus 2x pătrat. Da, e de x egal cu. Minus 4. Da, minus 2x la a doua. Da. Minus 2 radical din 6x. Atât. Atât. Scoate minus factor comun de peste tot. Scoate minus 2 factor. Chiar minus 2, corect. Deci egal cu minus 2 pe lângă. Pe lângă 2 plus x pătrat. Da. Și plus radical din 6. X. Radical 6x. Și egal cu minus 2. X putem să... 2x plus... Și luăm partea deoparte, nu? Și încercăm să lucrăm, numai paranteza, nu? Deci încercăm paranteza asta să facem un pătrat perfect. Să facem un pătrat perfect din ea. Avem nevoie de 2x neapărat. Avem nevoie de 2x. Ai 2x ori 1 pe 2. Sigur că da. Da, așa facem. Deci luăm deoparte x pătrat plus radical din 6 ori x plus 2, care mai poate fi prelucrat ca fiind x pătrat. Plus 2 radical din 6x. Plus 2 ori x o radical din 6 pe 2. Poți să zic așa, da? Radical din 6 pe 2. Plus 1 pe 2 la 2. Plus radical din 6 pe 2. Asta e partea a doua. Totul la a doua. Radical din 6 pe 2. La a doua. Totul la a doua. Și minus radical din 6 pe 2, totul la a doua. Corect. Și mai este plus 2. Da. Parcă este și plus 2 ăsta, nu? Da. Și care egal mai departe cu? Egal cu... Cu altă parte asta e binomul. X plus radical din 6 pe 2. Pe 2 la pătrat. Minus radical din 6 pe 2. Da, radical din 6 pe 2 la pătrat face... 6 pe 4. Da, 6 pe 4 care e 3 pe 2. 3 pe 2 simplificăm, da. Deci plus 2 minus 3 pe 2 plus 2 ăsta. Da. 2 minus 3 pe 2. Și egal mai departe. 1 pe 2. Da, va face 6. X plus radical din 6 pe 2 la pătrat plus 1 pe 2. Și 1 pe 2 toată expresia asta. Da, minima expresie. Nu, adică ne duce și o locuim aici. Că noi am lucrat-o pe ea. Așa, da. Și e de x arată. E de x e așa. q dx minus 2 pe lângă. Minus 2 pe lângă. Toată șmecheria aceea. X plus radical din 6. X plus radical din 6 pe 2. La pătrat. Plus 1 pe 2. Plus 2. A, nu. Atât. Atât este, da? Da, egal. Azi minus 2 pe lângă toată șmecheria asta. Da. Iar asta am lucrat-o și atât, așa am așezat-o. Corect. Și acum minus 2 abate pe cei doi termeni. Deci facem paranteza și egal cu minus egal 2 pe lângă. Minus 2 pe lângă x plus radical din 6 pe 2 totul la a doua. Da. Minus 2 ori 1 pe 2 minus 1. Minus 1. De data asta, nu mai spun că voi vorbesc de un minim, ci de un maxim. Fiindcă avem minus 2 aici, în față. Minus 2 cu minus 1... Ei spun tot valorile minime. Nu. Stabiliți valorile minime. Deci, atenție minus că... Este minus... Și din asta... Ce la minus 1 ăsta se scade de acum. Că e minus acolo în față. Mi-ai dat așa, Mihaela, mi-ai dat minus x pătrat. Minus 4, minus 2x pătrat, minus 2 radical din 6x. E, asta spune. Da. Fiindcă am minus, e vorba de un maxim. Valoarea maximă este minus 1. Maximă. Da? Maximul este minus 1 și se realizează pentru x. Așa scrie maxim de e de da, x. Maxim de e de x. Este egal cu minus 1. Valoarea maximă da. Este minus 1. Pentru x egal pentru x egal cu minus radical din 6 pe 2. Adică asta facem 0 și vine x egal cu minus radical din 6 pe 2. Vreau să fiu bine înțeles. Dacă înlocuiesc pe x cu 0, vine aici radical din 6 pe 2. Corect. La pătrat și face, nu știu cât face acolo. 6 pe 4. Adică 3 pe 2. 3 pe 2, nu? Da. Așa. 3 pe 2 cu minus 2. Face minus 3. Minus 3, corect. Și face minus 3 minus 1. Minus 3 minus 1, minus 4. Minus 4 e mai mic decât minus 1. Corect. E mai mic? Da? Deci înseamnă că asta e cel mai mare număr pe asta. Aici au greșit ăștia. Deci e vorba de maxim. Deci maxim acolo, la 10. Da? Deci e vorba de maxim. Am redus valorile maxime, la exercițiul 10. Când vedeți cu minus la x pătrat, e vorba de maxim. Când vedem x pătrat cu minus, asta e, vedeți un secret deja, domnul profesor. Sigur că l-am spus. Când minus x pătrat este și toate cu minus x pătrat aici. Deci la toate, dacă vedeți cu minus, toate e vorba de realizarea maximului. De data. Nu a minimului. Deci, minim când coeficientul x pătrat. Când coeficientul x pătrat e cu plus, e vorba de minim. Când da. Coeficientul x pătrat este minus, un maxim. Am înțeles ca și... Ce? Hai. Facem finalul, domnul profesor. La vestul să nu vom mai... Ați înțeles, nu? Da. Deci au fost niște lucruri interesante. Foarte interesante. Care... Mai 8 și un sfert. Zice că suntem încă pe timpul nostru. Hai să-l lăsăm pe domnul profesor, cum ați făcut tema, am făcut și interesant. Cosmin e aici. Adică... Ea vrea să zică că suntem încă pe timpul nostru. Nu-i cazul să... Da, și te grăbești să pleci. Era una aici corectă de nu se descurcă. Mai stăm, adică. Da. Facem sinteză, domnule. Miruna, acum ca să răspund. Altă dată... Am stat peste. Deci acum asta mai puțin. Da? Fiindcă v-ați făcut tema. Așa am făcut și noutăți. Da, și aveți și noutăți. Da? Da. Numai să facem sinteză și după aceea poți să schimbi apa, să-ți faci o tablă frumoasă. Așa. Mă duc și câmpii noi, așa că... Una ca să... Întâi am lucrat la geometrie, domn profesor, problema aceea cu sinusul... Teorema catetea înălțimii a fost acolo, teorema cu tangura, sinus, cosinus, funcții trigonometrice, deci toate lucrurile acelea. Hai să zicem așa. Au fost două etape, nu? La cele două fișiere. Deci, la geometrie, am făcut așa, teorema KTP, teorema înălțimii, teorema lui Pitagora. Funcții trigonometrice. Așa. Funcții trigonometrice. Și după aceea la algebră. La algebră. Am făcut formule de calcul prescurtat, binome. Deci formule de calcul prescurtat. De calcul prescurtat. Binomul sumă și diferență la pătrat, da? Da. Binomul sumă și diferență la pătrat. Sumă. Diferență. Inegalități, cum? Inecuații. La pătrat. Maximul și minimul unei expresii. Asta e la expresii, dar a, când am făcut cu mai mare egal, mai mic egal. Păi nu, acolo am folosit faptul că binomul totdeauna expresie cei mai mare egal 0, da? Deci a plus minus b, totul la pătrat, e mai mare egal decât 0. Așa v-am, nu? Și ca aplicația acestea, maximul și minimul, maximul și minimul unei expresii, așa, folosind binomul, da. Binomul sumă sau diferență, da? Corect. Sumă, diferență. La pătrat. Adi, hai pe final. Și aici am reținut atunci când x pătrat e pozitivă, vorbim de o nămine. Da, te scriu asta. Deci când a... Când x pătrat e... Deci e de x, așa am avut noi, egal cu ax pătrat plus bx plus c. Și aici am descoperit două lucruri. Dacă a e pozitiv, atunci vorbim de minim de e de x. Și dacă a e negativ? Iar dacă a e negativ, vorbim de max. Max de e de x. Corect. Trebuie să înțelegem bine acest lucru, că atunci când lucrăm să ne fie limpede că lasă avem... O să mai lucrăm. Da. La revedere, vă mulțumim că ați sunat pe Profanat și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Și eu vă mulțumesc că ați avut grijă să menajați Proful Online în seara asta. Eu nu am pleacă de cina nouă data viitoare. Nu mai scăpați așa ușor. Bine, Mirna. La revedere.